Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune până la marginile pământului. Am început încă de săptămâna trecută să vă prezentăm niște secvențe de la conferința de misiune Romiscon, care a avut loc în Arad. Această conferință a avut loc chiar în anul în care Biserica Pentecostală celebrează 100 de ani de existență. Ne bucurăm că la 100 de ani de existență. Putem să și trimitem și să susținem misionari în alte națiuni. Tocmai de aceea, titlul conferinței a fost Binecuvântat spre a fi o binecuvântare. Dorim ca resursele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, românii, să le putem împărtăși cu alte națiuni. Vrem și astăzi să vă prezentăm o secvență din ceea ce s-a întâmplat la conferință. Dar înainte vrem să vă aducem în această atmosferă a conferinței împreună cu colegul meu Mircea Deteșan, care este membru în Consiliul Director al Agenției Pentecostale de Misiune Externă, care a fost la această conferință. Îl vom urmări împreună pe unul dintre colegii noștri din Statele Unite, pe fratele Simi Timbuk, pastor în biserica Betesda din, din Detroit, biserica lui, este foarte mult implicată în misiune și susține misionari de ani, de zile Tu Mircea de asemenea ești un păstor care susține misiunea Ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat că tu ai devenit atât de deschis pentru misiune? Cum poate un păstor să, să se deschidă pentru misiune până acolo încât să se implice, să implice biserica să facă călătorii misionare cu tine? Când s-a întâmplat lucrul acesta? Parte din formarea mea spirituală s-a petrecut în timpul regimului dictatorial, când din când în când veneau misionari americani prin organizația BEE, Biblical Education by Extension, mai târziu numită Entrust, oameni care încercau să ne aducă materiale și să ne echipeze într-un program clandestin. Pentru că mă descurcam în limba engleză și pentru că era nevoie de cineva care să ducă cursuri de felul acesta și programul de echipare în Vietnam, am fost solicitat de către această organizație în anul 2000 să merg în Vietnam. Așa a fost prima mea călătorie de misiune pe termen scurt în uh, o țară comunistă din Asia, în care programul se desfășura în mod clandestin, așa cum a fost în perioada regimului comunist, când eu am fost un cursant, un student și veneau misionari americani. E bine, acum eu eram misionar acolo, uh, am avut uh, întâlniri cu slujitorii, cu păstorii și în programul acesta de echipare, de câteva cursuri, uh, trebuia să trecem prin uh, uh, o unitate care însemna trei lecții, trei capitole, să discutăm timp de patru zile. Astfel am putut să constat ce impact extraordinar poate să aibă o implicare a noastră în lucrarea de misiune. Nu doar că eu am primit, prin lucrarea unor misionari, o creștere spirituală, dar am văzut că pot să ofer acum, la rândul meu, creștere spirituală, zidire, echipare, unor oameni care sunt într-o nevoie deosebit de mare. Am mers din nou în anul 2001 și apoi în 2005. În anul 2006 se pregătea să mă duc a, treia oară, a patra oară, rectific, trebuia să mă duc a patra oară, dar. Nu am putut să merg, însă ce este semnificativ este că, după a treia călătorie, când m-am întors acasă, am venit cu gândul că, dacă soția mea este de acord, atunci aș vrea să merg pe termen lung, să mă duc misionar împreună cu toată familia mea, să iau cei patru copii și să mergem în Vietnam, să ne mutăm pentru cel puțin un an sau doi ani de zile și să lucrez de acolo. Nu aveam. Posibilitatea unor resurse, nu exista o infrastructură. Cum să mă duc misionar? Mă gândeam că o să vorbesc cu biserica, să văd dacă ar putea biserica să se deschidă la lucrul acesta. Aveam niște gânduri, niște semne, și am început să mă rog pentru plecarea mea pe termen lung ca și misionar, împreună cu familia, mutându-mă în Vietnam. Ei bine, nu s-a putut realiza lucrul acesta, au fost mai multe impedimente. Ceea ce s-a întâmplat însă a fost că exact în anul acela, 2006, noi ne-am întâlnit împreună cu ceilalți trei colegi ai noștri și am pus împreună bazele acestei infrastructuri prin care noi să putem să trimitem misionari din mișcarea penticostală română în teritoriul în care este câmpul de misiune. Și atunci am înțeles că, de fapt, Pot să, pot să fac lucrarea de misiune, chiar dacă nu mă duc eu ca misionar, și că experiențele pe care le-am avut, pregătirea și baza care s-a acumulat, pot să fie folosite de Dumnezeu, pentru că este rândul altora ca să meargă, iar eu trebuie să fiu unul dintre cei care asigură infrastructura. Așa au fost începuturile și implicarea mea și deruirea mea pentru lucrarea de misiune. Concret a fost impactul fantastic pe care am văzut că îl putem avea când ne ducem în câmpul acesta de misiune. Printre altele spun un exemplu, pentru că am avut studenți în grupurile de pregătire, de echipare, de la diferite mișcări evanghelice din Vietnam, au fost de la Pentecostal, de la Full Gospel, United Gospel, Baptiști, Menoniți și așa mai departe, dar oamenii aceștia erau împreună și după ce am fost la grupurile la care eu am fost, unii dintre cei care erau lideri, că la fiecare grup de 8 până la 16 erau într-un grup de echipare, fiecare din liderii la, care, la grupurile la care am fost au spus lui Tom Lewis, care era coordonatorul, directorul de misiune de echipare prin extensie în Vietnam, era un irlandez, i-au spus, zice, când mai vine misionarul ăsta român, pe, pe, noi să ne ai în vedere și să-l trimis la grupul nostru. Și m-a întrebat odată Tom, zice, măi Mircea, ce faci tu? Că toți ăștia te cer când tu mai vii să vii tu ca, ca și facilitator la grupul lor, să nu dau pe altcineva, tu să fii la grupul lor, să nu cumva să te schimb. Și am zis, nu știu, probabil că este o identificare pe care oamenii o recep recepționează datorită faptului că eu vin dintr-un context în care am știut ce înseamnă o echipare clandestină într-o țară comunistă. Ori ei sunt într-o echipare clandestină, într-o țară comunistă, și eu cred că este un, un gând care, care funcționează foarte bine și o lucrare prin identificarea pe care noi o realizăm unul cu celălalt. La începutul intervenției tale, Mircea, spuneai că ți-ai fi dorit să mergi pe câmpul de misiune pe termen lung, da. dar că Dumnezeu a orchestrat lucrurile în așa fel încât să fii unul dintre fondatorii. Agenției Pentecostale de Misiune Externă și să se creeze astfel infrastructura logistică care permite trimiterea misionarilor mai tineri pe termen lung. În această structură a Agenției Pentecostale de Misiune există și ceea ce se numește Comitetul de Referință. Vorbitorul pe care o să-l anunț la timpul potrivit și pe care îl vom urmări face parte din acest Comitet de Referință. De ce este necesar un comitet de referință într-o structură de misiune? Cred că este foarte semnificativ ca principiul dării de socoteală să opereze într-o agenție, într-o organizație. Ori, de fapt, noi tocmai așa am pornit și chiar misionarii noștri încercăm să-i conștientizăm de nevoia de dare de socoteală cu raportul financiar, cu raportul de lucrare pe care ei îl au, ne prezintă proiectele. Ori dacă ei fac lucrul acesta față de echipa de, de conducere, echipa executivă a Agenției Penticostale de Misiune Externă, la fel cred că noi trebuie să ne raportăm la un organism care să fie cu inima pentru misiune, să fie cu dăruire, cu dorința să, să se facă lucrurile în așa fel încât să se scoată eficiența maximă din lucrarea pe care noi putem să o facem. Deci acest comitet de referință este foarte necesar pentru că, pe de o parte, noi ne consultăm cu ei. Acești oameni sunt oameni care au pe inimă misiunea, întotdeauna au avut pe inimă misiunea. Sunt selectați dintre oamenii care sunt în conducere, păstori, slujitori, care au experiență, oameni dăruiți lucrării de misiune, oameni care vor să facă o diferență, așa cum spuneai despre vorbitorul pe care îl vei introduce și care. De când îl cunosc, este un om care are o inimă pentru misiunea externă, pentru misiunea pe care Dumnezeu a dat-o Bisericii. Și atunci acest comitet de referință devine în modul acesta un fel de garant pentru noi că mergem pe direcția care credem că este corectă. Dacă, dacă, nu mergem pe direcția care este corectă, atunci acest garant care este comitetul de referință ne abordează, ne spun nu cred că este bine, ceva nu funcționează aici sau... și în felul acesta văd nevoia neapărată să avem un comitet de referință care să stea aproape de noi, căruia să-i dăm socoteală, în fiecare an dăm socoteală de felul în care operăm, de felul în care lucrăm, misionarii care sunt în câmp, anume fac, ce proiecte dezvoltăm, care sunt rezultatele, care sunt impedimentele, greutățile cu care ne confruntăm. Ei sunt un suport extraordinar pentru noi și sunt o garanție că mergem pe calea care este corectă. Iată, stimați telespectatori, cât de importantă este în misiune darea de socoteală. Pe de o parte, misionarii dau socoteală celor care îi coordonează comitetului director al Agenției pentecostale de Misiune Externă, dar și acest comitet director nu slujește independent, rupt de, de a da socoteală cuiva și ei la rândul lor pentru toată lucrarea dau socoteală unui comitet de referință. În cadrul acestui comitet de referință este și fratele pastor Simi Timbuk, păstor în Biserica Betesda din Statele Unite ale Americii, o biserică implicată în misiune, fratele păstor el însuși călătorește în fiecare an de câteva ori în Africa, predă cursuri acolo, susține lucrarea, biserica lor a trimis și trimite prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă, misionari în alte țări. El a avut un mesaj foarte frumos la conferința de misiune Romiscon din Arad, inspirat din Genesa capitolul 12, binecuvântat spre a fi o binecuvântare. Să urmărim Mesajul fratelui Simitim Pacea Domnului și Hristos a înviat! Dacă nu vă este greu, dragi frați și surori, iubite Biserică Gloria, stimați participanți la conferință, să ne, ridic să ne ridicăm, să cinstim Cuvântul lui Dumnezeu, care doresc, prin ajutorul Lui, să-L citesc în această seară din Sfânta Scriptură și am să încep... Am să merg cumva de la sfârșit mai înspre început. Am să încep cu Evrei 11, care este modelul conferinței Romiscon 2022, Abraham, binecuvântat spre sau pentru a fi o binecuvântare, Evrei 11, de la versetul 8, am să citesc versete legate de Avram și apoi am să citesc din fapte 1, versetele 7 și 8 și am să închei cu psalmul 67, primele versete. Să ascultăm cu respect, cu eblavie, cuvântul lui Dumnezeu care ni se adresează astfel. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece printr-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să îl zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduința, făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Fapte 1, 7 și 8. Dați-vă să citești și versetul 6. Deci apostolii pe cât erau strânși la oaltă la l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe această stea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului. Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Toate popoarele te laudă. Amin. Amin. Vă să reocupați locurile. În primul rând îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har care ne l-a dăruit la fiecare dintre noi să putem să participăm aici în zorii centenarului la această conferință de misiune Romiscon 2022. Mulțumesc de asemenea fratelui Ghițărițișan, bordului APM, pentru invitația de a fi parte la această celebrare pe de o parte și reflexie și echipare pe de altă parte, acum în acest prag de centenar. Mulțumesc de asemenea fratelui Moise Ardelean pentru deschiderea, pentru ospitalitatea și mă rog, Domnul, să vă binecuvinteze și întreagă. Biserica Gloria și toți cei care suntem astăzi și cu ajutorul Domnului în zilele următoare în cadrul acestei conferințe. Vă aduc salutări pline de dragoste frățească din partea Bisericii Pentecostale Române Betesda, din metropola Detroit, așa cum se spusese, unde prin Harul lui Dumnezeu slujesc în slujba aceasta pastorală de păstor al Bisericii împreună cu ceilalți frați slujitori care de asemenea vă salută cu toată dragostea. Sunt frați și surori, însă nu bisericii noastre, care își au originea aici la Arad și vă salut în mod deosebit arădenii noștri și frații noștri ai tuturor. Doresc prin ajutorul Domnului, în minutele care mai sunt înaintea noastră, să ne întoarcem la cuvântul Lui Dumnezeu, și sub acest gând de binecuvântat spre a fi o binecuvântare, aș dori să privim în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, în primul rând, în al doilea rând să privim la starea situației de astăzi din punct de vedere al misiunii și în al treilea rând să privim la ceea ce este înaintea noastră și ceea ce credem că Dumnezeu are pregătit pentru poporul său. Săteam și mă gândeam la faptul că începutul anilor 1922, după 1918, aici în România și în Europa și, de asemenea, și pe alte coordonate, doar ce se încheiase primul război mondial. O perioadă grea, o perioadă foarte dificilă pentru românii de atunci, pe meleagurile acestea, meleagurile Clujului, de unde eu provin, în România și în afara granițelor României. O perioadă dificilă, o perioadă în care mulți bărbați nu s-au mai întors de pe front, alții s-au întors răniți, alții s-au uh, uh, întors cu diferite. Handicapuri, ca să le zicem așa, la familii care îi așteptau, femei care, soții care poate își pierduseră speranța că își mai revedea soții, copii care se așteptau să rămână orfani și unii chiar au rămas orfani. Era o stare tristă, într-un fel, o stare de asemenea, din punct de vedere economic, foarte grea și foarte dificilă, în condițiile lumii de atunci. Însă sub acest nori, aș putea să spui, cenușii adânci și chiar negri, Duhul lui Dumnezeu a început să miște și în zona noastră a României și astfel în ceea ce părea suferință fără speranță, în ceea ce părea un întuneric care nu va mai avea capăt, au răsărit zorii unei lumini și a unei speranțe aduse de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, aduse de Duhul lui Dumnezeu prin bărbați, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și astfel nu departe de aici, în ziua de 10 septembrie 1922, s-a format primul grup de familie de credincioși penticostali care au pornit pe acest drum, pe această cale a pocăinței, a credinței că Dumnezeu lucrează și astăzi. Cu ajutorul Duhului Sfânt, vindecând bolnavi, botezând cu Duhul Sfânt, și este încă făcător de minuni. Și au crezut lucrul acesta și au văzut manifestarea Duhului Sfânt în viața lor personală, Sora Sida Bradin și alții. După aceea, și flacăra aceasta a început să meargă din sat în sat și a ajuns să se răspândească și să cuprindă aproape. Toate marile localități ale României și în toate regiunile țării, Duhului Dumnezeu a continuat să lucreze. Astăzi, la 1922 suntem de asemenea când nu departe de noi sunt nori negri, când nu departe de noi se aud bubuituri de tun și se aud șinele de tancuri și se aud grenade și explozivi și avioane care e mult mai sofisticate decât în 1914-1918, oameni dezrădăcinați, familii care sunt împrăștiate și o parte dintre noi căutăm să-i ajutăm într-un mod sau altul. Dați-mi voie să cred că și în această perioadă noi care suntem poate frământați ca și ucenicii Domnului Iisus de atunci, când Domnul Iisus le vorbea despre ceea ce avea să urmeze. Ei au fost preocupați de interese politice, au fost preocupați de interese naționale, au fost preocupați de interese sociale, ce se va întâmpla cu regatul lor, cu națiunea lor, cu țara lor. Vor ieși de sub oprimare, așa cum astăzi unii se tem că vor fi alte forțe care să oprimeze. Însă Domnul Iisus Hristos se îndreaptă Înspre ei și grupul acela restrâns de 11 bărbați le spune: Nu e treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele. Pe acestea le-a păstrat Tatăl. El este în controlul lor, El are autoritate asupra lor. Voi însă sunteți chemați să așteptați, să rămâneți în Ierusalim, cum spune într-o altă împrejurare, că va veni Duhul Sfânt care se va pogorâ peste voi și când El se va pogorâ peste voi, voi veți primi putere să fiți martori ai mei, nu martori ai altcuiva, ai unui sistem, ai unui împărat, a unei națiuni, ci martori ai mei. De aici din Ierusalim unde sunteți, în toată Iudeia, în Samaria și chiar până la marginile pământului. Nu știu cât de mult au înțeles ei atunci cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că ei încă sunt preocupați de lucrurile lor, încă sunt preocupați de treburile lor. La fel cum? Cu mii de ani înainte, un alt bărbat era în casa lui, era în familia lui, probabil că era o familie destul de înstărită, se înțelegeau destul de bine, aveau ceea ce era nevoie, însă din nou vine vocea lui Dumnezeu și se adresează acelui bărbat și spune Ești din țara ta, ești din cultura ta, ești din confortul tău, ești din familia ta chiar și du-te unde eu îți voi arăta." Și am citit din epistola către evrei că acest lucru, când Avram l-a auzit, ceea ce e scris în Genesa 12, el prin credință când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Aș dori în prima parte acestui mesaj sub această stare în care noi ne găsim, să vedem ce l-a făcut pe Avram care a fost chemat să fie binecuvântat. Dar mai mult decât atât să fie o binecuvântare. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine și în sensul nostru a binecuvânta pe cineva înseamnă a-l aprecia, a recunoaște ceva bun în persoana respectivă. A fi o binecuvântare de asemenea presupune a fi ceva de bine pentru altcineva a fi ceva folositor pentru altcineva, a fi cineva care aduce bucurie altcuiva, a fi cineva care se dăruiește pentru fericirea celuilalt și prin această dăruire celălalt semenul este și el la rândul lui beneficiar al binecuvântării pe care eu sau dumneata sau tu ai primit-o. Și nu există mai mare binecuvântare în lumea aceasta decât ceea ce se numește a primi vestea cea bună. Adică Evanghelia Domnului Isus Hristos. Evanghelia înseamnă vestea bună și nu vă spun un lucru nou. Dar nu este vestea bună că se încheie războiul din Ucraina. Nu este vestea bună că România va, va o duce mai bine din punct de vedere economic. Nu este vestea bună că toți fii satului se vor întoarce acasă. Nu este vestea bună că de acum înainte nimeni nu va fi bolnav. Ci este vestea bună că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ca a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este vestea bună. Sunt multe organizații în lumea aceasta de caritate, Crucea Roșie, UNICEF și multe altele care sunt dedicate pentru a îmbunătăți viața oamenilor aici printr-o bucată de pâine, pentru o haină mai bună, pentru un loc de muncă, pentru o apă mai curată, mai proaspătă, pentru un aer mai curat, care toate sunt necesare, sunt importante, sunt bune. Însă din universul nostru uman, dragi frați și surori, iubită biserică, gloria, credincioși pentecostali, există o singură, dacă vreți să o numim, organizație, un singur trup, care se numește trupul Domnului Isus Hristos care poate să facă ceva mai mult decât atâta. Poate să ducă pâine, poate să ducă haine, poate să ducă medicamente, poate să lege rănile, poate să aline durerile, dar are mai mult decât atât. Duce speranța și siguranța unei vieți bune și aici, dar a unei vieți veșnice cu Domnul Hristos. Hristos a înviat. Aceasta e vestea cea bună care trebuie să răsune din piepturile noastre, care trebuie să răsune de pe buzele noastre și care trebuie să se reflecte în trăirea noastră. Hristos a înviat. Trei lucruri de la Avram, de la credința lui Avram, care se oglindesc în ascultarea lui. Pentru că Avram, la care s-a promis că este binecuvântat, să devină o binecuvântare, el trebuia să asculte. El trebuia să aibă o credință mai mult decât una mentală, mai mult decât una emoțională, el trebuia să aibă o credință volitivă, dacă vreți, a voinței, în care mintea lui, iluminată de Duhul lui Dumnezeu, și inima lui mișcată de cuvântul lui Dumnezeu să înduplece voința lui ca să înceapă primul pas în ceea ce Dumnezeu îi spusese. Călătoria de o mie de mile pe jos începe cu primul pas. Călătoria înspre Madagascar, înspre Namibia, înspre Uganda, înspre Ruanda, înspre India, înspre Nepal, Înspre Afganistan sau înspre multe alte locuri unde sunt reprezentanți ai Domnului, în primul rând, și ai bisericii sale, a început cu primul pas. Acesta este un pas fizic, dar, în primul rând, este un pas al ascultării. Astfel, trei caracteristici ale ascultării lui Avram. Ascultarea lui Avram a fost o ascultare fără ezitare o ascultare imediată când Dumnezeu i-a vorbit el s-a pregătit și a început să plece așa cum se spunea și cum spune Biblia fără să știe unde se duce n-avea GPS n-avea un telefon celular nu avea alte mijloace de comunicare în cum avem noi, un Facebook, un Instagram sau alte forme prin care să anunțe o poză cu bagajele, plecăm. Nu avea nimic din toate acestea și nu sunt rele lucrurile acestea. Dar el ceea ce avea, avea o linie directă cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu i-a vorbit, ieși, el a ieșit. Și îl vedem pe Avram de câteva ori când Dumnezeu îi spune ceva, el ascultă imediat. Când Dumnezeu îi vorbește despre Isaac, el nu se mai târguiește cu Dumnezeu și ni se spune că dis de dimineață a pregătit lemnele, a pregătit cuțitul, a pregătit servitorii, l-a pregătit pe Isaac și a început să plece. Dragii mei, pentru a fi o binecuvântare, avem nevoie să ascultăm de Dumnezeu fără ezitare. Ascultat de oameni fără ezitare, ca o ascultare oarbă, este o greșeală. Însă o ascultare de Dumnezeu e o mare binecuvântare. Te ridică dincolo de unde poți chiar să visezi. Se spune că omul se ridică la înălțimea visurilor sale. Ascultând de Dumnezeu, te ridici la nivelul înălțimii viselor lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru casa ta și pentru casa mea, pentru biserica lui Dumnezeu. O ascultare fără ezitare. În al doilea rând, Avram a avut o ascultare fără rezerve. Avram nu a spus lui Dumnezeu, Doamne știi ce, mă duc până acolo, mă duc să testez, poate un program pilot, poate ceva să aranjez și dacă nu merge, mă întorc. Ne se spune aici că ei nu s-au mai întors în patria lor. Ei nu au mai avut gândul că vor reveni. Ei s-au dăruit fără nicio rezervă, dacă, o rezervă, dacă vreți, o ascultare necondiționată, fără condiții. Sunt multe situații în viața mea, dacă ar fi să le împărtășesc, în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un fel sau altul și a trebuit să pășesc fără să știu unde va călca piciorul din punct de vedere uman și pământesc. Însă, din punct de vedere spiritual, era în brațul lui Dumnezeu. Și cred că mulți puteți să mărturisiți lucrul acesta. O ascultare fără ezitare, o ascultare fără rezerve. Nu ca Anania și Safira, care la un moment dat a spus și noi facem ca ceilalți, dar ne punem o rezervă. Dar dacă nu merge treaba asta? Dar dacă nu reușește, dar dacă e doar o aventură umană, aventura cu Dumnezeu este o aventură divino-umană. Se vorbește despre misiune ca misio dei, adică misiunea lui Dumnezeu. Misiunea de asemenea este misio-spirit, adică misiunea Duhului. Pentru că Duhul Sfânt este primul arătat cum se plimba pe deasupra apelor ca marele misionar și El este Cel care mișcă de-a lungul istoriei poporului Dumnezeu și pe oamenii lui Dumnezeu, bărbați și femei, pentru a păși prin credință ca odinioară Avram, fără să știe unde se duc. În treilea rând, ascultarea lui Avram a fost o ascultare fără limite ascultare fără limite. Când Dumnezeu îi vorbește lui Avram, cel pe care ți-l-am promis că va fi moștenitorul tău. Și prin el voi binecuvânta mai departe familia ta și toate neamurile vor fi binecuvântate prin el. Dumnezeu îi spune: "Ial și Adumil ca jertfă. Nu știu dacă eram în stare de a face așa ceva, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiat și cu două fete, băiatul este primul născut. Nu știu dacă părinții mei, tatăl meu, ar fi făcut lucrul acesta pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu opt băieți și cu opt fete. Nu cred, poate, că ar fi făcut. Însă Abraham, așa cum spuneam mai devreme, a zis, da, Doamne, dacă Tu așa vrei, eu nu spun limite în ceea ce tu îmi ceri. Eu nu mă târguiesc cu tine. Unul din nepoții lui s-a târguit cu Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă vei fi cu mine, mă vei păzi în călătorie, din tot ce îmi vei da, a zecea parte va fi a ta. Dumnezeu a acceptat și chiar și lucrul acesta și a fost cu Iacov și l-a transformat în Israel. Însă Avram, părintele credinței noastre, a fost Complet dăruit lui Dumnezeu, fără nicio limită. Dar știți de ce? N-am citit partea aceasta. Am citit versetul 17, cum a adus ca jerfă, dar scrie versetul 18. Care era motivația lui Avram? El, căruia se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele. Atenție, că se gândea, că Dumnezeu poate să învie chiar și din mort și drept vorbind că a înviat din mort, l-a primit înapoi. Acesta e Dumnezeul lui Avram și lui Dumnezeu nu e rușine să se numească Dumnezeul lui și acesta este Dumnezeul nostru. Când noi ascultăm fără ezitare, ascultăm fără rezerve și ascultăm fără limite și astfel Evanghelia se răspândește. Și vestea cea bună merge mai departe. Vedem Biserica Primară în al doilea rând. Le-a vorbit Domnul Isus și ei n-au înțeles. Dar când au înțeles, a fost după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Și foarte pe scurt, vreau să merg la ceea ce ei au făcut imediat după aceea, când au început să trăiască în plinătatea Duhului. Duhului. Fapte 2 cu 41 au primit propovăduirea Lui, au fost botezați în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăus aproape 3.000 de suflete. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Fapte 4 cu 4, mulți din cei ce au zis recuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. 5 cu 14, numărul celor ce credeau în Domnul, și să mărea tot mai mult, șase cu șapte, cuvântul lui Dumnezeu să răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim o mare mulțime de preoți veneau la credință. Fapte 8 cu 4, cei ce se să mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Ce a caracterizat pe biserica primară? Noi putem să privim ca o reflexie la începuturile mișcării pentecostale și nu este greșit lucrul acesta. Și putem să ne încurajăm prin ceea ce vedem astăzi. Dar modelul nostru pe lângă Avram este biserica primară și most special descris în faptele apostolilor. Ei au avut conceptul de evangelizare, învățătură și chiar misiune de a propovădui Evanghelia la orice făptură. Ei aveau conceptul fiecare membru să evangelizeze, să mărturisească. Lucrarea de edificare conducea la înmulțirea bisericii. Apostolii au pus accentul pe rugăciune în propovăduirea cuvântului. Fapte 6, 1 cu 4. Au spus, noi vom stărui asupra cuvântului și a rugăciunii, iar ceilalți asupra administrației aveau pasiunea pentru mântuirea semenilor lor. Au trimis frați credincioși și maturi în misiune. Și astfel Dumnezeu, cum spune în Marcul, însoțea cuvântul lui prin semne și minuni. Care este situația astăzi pe glob? Se vorbea mai devreme de către frații de la misiune CRST că sunt circa 7400, 7400 conform unei statistici globale din 2020, 7410 de grupuri etnice încă neevangelizate din totalul de 17425 de 17425 conform cu Joshua Project Kairos. 1188 de grupuri sunt evangelizate minim 60,8%. 1819 grupuri 10,4% sunt evangelizate superficial. 3240 de grupuri etnice sunt evangelizate semnificativ, care reprezintă 18,6%. 3768, adică 21,6% sunt evangelizate parțial. Însă 7410 de grupuri, care înseamnă 42,5%, sunt încă neevangelizate sunt încă neatinse de Evanghelie. Odată cu războiul, din nou s-a amplificat și cu pandemia ideea apocalipsei și a venirii Domnului și alte și alte lucruri care s-au discutat. Domnul Iisus Hristos ne spune clar, Evanghelia aceasta împărăției a trebuit să fie predicată la toate etniile, pantate etnos, ca să slujească de mărturie și apoi va veni sfârșitul. Când eram tineri, evangelizam din sat în sat, așa cum a fost aici, la Paulici, la Măgărat, la Măcălaca, la Pâncota și așa mai departe, la noi pe Someș, la alții pe Criș, la alții pe Mureș, pe Olt. Dar acum, în fața noastră, este o poartă larg deschisă ca dincolo de sate, dincolo de orașe, dincolo de județe, dincolo chiar de țări, sunt deschise continente pentru noi. Ce har măreț ni s-a dat. Suntem noi gata să ascultăm ca Avram, fără ezitare, fără rezerve și fără limite. Desigur că unii vom spune, cum să mă duc eu o soră în vârstă, o femeie în vârstă, un bărbat în vârstă pe câmpul de misiune. David a instituit ceva care a rămas și la Domnul Isus Hristos și până în ziua de astăzi și a spus, cei care au rămas să îngrijească de lucrurile noastre vor primi aceeași răsplată ca și cei care au mers pe front. Deși unii nu au fost de acord cu lucrul acesta, dar el a spus hotărât, aceasta rămâne. Și a rămas, scrie Biblia, până în ziua de azi. Și pe baza acestui principiu vine Domnul Iisus Hristos și spune, cine dă un pahar de apă în numele unui proroc, primește răsplata unui proroc. Cine dă un pahar de apă în numele meu, spunea Domnul Iisus, nu-și va pierde răsplata. Mulți nu putem merge, sunt o mână de oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, familii tinere, fratele Marcel cu patru copii, alții care s-au dus. Noi suntem din linia a doua. Dar dacă ne implicăm prin rugăciune, dacă ne implicăm prin efort financiar cu dărnicie, angajament, cu credință, în ascultare, fără ezitare, fără rezerve și fără limite, vom primi răsplata celor care sunt în Namibia, în Madagascar, în Kenya, în Uganda, în India și în celelalte țări. Pentru că toți împreună suntem lucrători cu Dumnezeu. Și împărăția este a Lui, gloria este a Lui, iar a noastră ascultarea. Pentru a continua în a fi binecuvântat spre o binecuvântare, suntem chemați să avem o credință care ascultă. Pentru că finalul este glorios, este minunat, este înălțător. Este psalmul 67, Doamne, ai milă de noi și ne binecuvintează ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Dar cine o duce? Noi o ducem. Dar finalul este acesta și cu aceasta vreau să închei. Ioan spune, am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu șapte peceți. S-a ridicat o întrebare, cine va rupe pecețile? N-a fost nimeni și zice, am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit găsise vrednic să deschidă cartea. Însă unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel pentru noi. Părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul, el a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce și dea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută, potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților și cântau o cântare nouă. Minunată a cântat fanfara astăzi, dar atunci va fi o cântare nouă, care nici fanfara, nici corul, nici orchestra, nici noi nu putem cânta și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice etnie, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam, din cele 7410 de grupuri etnice neevangelizate vor ajunge cel puțin o persoană ca să fie evangelizată și să stea acolo înaintea lui Dumnezeu și să se cânte. Și ei au fost răscumpărați, și ei au fost salvați, și ei au fost mântuiți și să fie dumneata și cu mine acolo și să vină și să spună sunt aici pentru că la Biserica Gloria în 5 mai 2022 tu te-ai hotărât să te rogi, tu ai hotărât să asculți, tu ai hotărât să pășești și ai pășit prin credință și asta astfel eu am auzit Evanghelia, am primit credință și sunt răscumpărat prin sângele mielului. Lăudat să fie numele Domnului. Astfel nu există viitor mai frumos, mai strălucitor și mai măreț decât viitorul celor ce ascultă de Domnul fără ezitare, fără rezerve și fără limite. Fiți binecuvântați! Amin! Stimați telespectatori, am urmărit împreună un mesaj de la conferința de misiune Romiscon din Arad, Biserica Gloria, mesaj susținut de fratele pastor Simi Buc, sub titlul Binecuvântat spre a fi o binecuvântare. Eu doresc ca și dumneavoastră să vă puneți mereu întrebarea cum pot să fie o binecuvântare? Suntem deja binecuvântați, îl cunoaștem pe Dumnezeu, suntem mântuiți, trăim într-o țară liberă, avem resurse de tot felul, cum putem și noi la rândul nostru să fim o binecuvântare, să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne miște ființele noastre, să ne răscolească, iar eu vă propun câteva posibile implicări. Pe de o parte, să vă rugați pentru misiune, noi la Agenția Penticosală de Misiune Externă publicăm în fiecare an un calendar de rugăciune îl distribuim și în biserici, dar îl distribuim și credincioșilor individual care vor să se roage, mișlociți pentru misionarii care sunt pe câmpul de misiune să-și poată face lucrarea cât se poate de bine. De asemenea, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, puteți să-i susțineți financiar pe cei care deja sunt acolo pe câmpul de misiune. Și totdeauna îndrăznesc să spun: dacă Domnul vă cheamă la misiune și sunteți un pic mai tineri decât noi, Răspundeți chemării lui Dumnezeu și fiți gata să mergeți să slujiți pe un câmp de misiune. Și până săptămâna viitoare, când împreună cu fratele Mircea vom fi din nou în studio să vă prezentăm un alt episod din conferința de misiune Romiscon, noi vă zicem o săptămână binecuvântată.